În perioada 1 octombrie 2019-30 aprilie 2022, 7 cadre didactice de la Liceul Teoretic Emil Racoviță Vaslui au participat la mobilități Erasmus Plus în cadrul proiectului cu titlu Abordări ale dobândirii limbilor străine pentru studenții adulți. Acest proiect a fost implementat de Asociația pentru Tineret Emil Racoviță 2000 în cadrul proiectului Erasmus Plus, acțiunea cheie 2, parteneriate strategice în domeniul educației adulților. Coordonatorul proiectului a fost ProEduca Cehia, în parteneriat cu instituții din Belgia, Spania, Polonia, Finlanda, Suedia, Bulgaria, Turcia și România. Obiectivele acestui proiect sunt conștientizarea importanței vorbirii limbilor străine în societatea globalizatoare și promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special în raport cu importanța multilingvismului. Experiențele de învățare ale participanților în cadrul celor două mobilități europene, care au avut loc în Lodz, Polonia, în perioada 21-23 octombrie 2021 și Bruxelles, Belgia, 28 martie-1 aprilie 2022, au fost orientate înspre metode și instrumente de predare eficientă a limbilor străine. Cursurile Erasmus Plus au vizat schimbul și evaluarea diverselor abordări de predare a limbii engleze pentru adulți și furnizarea unei analize comparative a abordărilor colectate, axate pe beneficiile acestora și vezabilitate.